Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Preoți cu chemare sfântă, Moise și Ioan, ca niște ostași adevărați ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere ați propovăduit dreapta credință și mărturisitori ai Ortodoxiei v-ați făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugați pe Hristos Dumnezeu să dăruiască bisericii sale pace și unire, iar sufletelor noastre mare milă. Fericiți și fără de prihană v-ați arătat credincioșilor, părinți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic, căci, viețuind în credința cea adevărată, ați primit chemarea cea sfântă a preoției și v-ați îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugați-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm zicând, bucurați-vă Sfinților Părinții Ioan și Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei. Apa cea vie a jerfelniciei ne-a izvorât nouă în pământul românesc al Transilvaniei prin pătimirea părintelui Ioan cel din Galeș, căci acesta crucea pe umeri luând și pe Hristos mărturisind, a primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a muceniciei. Pentru aceasta veniți, toți iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude și cu cântări duhovnicești pătimirea mucenicului Ioan zicând, bucură-te vlăstar răsădit din Ardeal, bucură-te vrednic slujitor la altar, bucură-te preot de tânăr sfințit, bucură-te mare păstor neplătit, bucură-te sfeșnic cu lină lumină, bucură-te tânăr cu minte senină, bucură-te luceafăr și blând păstor, bucură-te casă pentru întregul popor, bucură-te scut al dreptei credințe, bucură-te preot cu sfântă voință, bucură-te veste bună pentru satul tău, bucură-te că turma ferită ai de rău, bucură-te părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei. Dreptatea și pacea turmei lui Hristos căutând pe pământ, prigoana ai suferit de la stăpânitorii străini ai cetății Sibiului, căci nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credința străbună a fiilor neamului românesc, părinte Ioane, ridicat ai glas de apărare cântând cu îngerii lui Dumnezeu, Aliluia! Neputând suferi potrivnicul, statornicia ta în dreapta credință te-a supus prigonirii, părinte Moise, dinpreună cu cei ai casei tale, iar noi văzând pătimirea ta, ne minunăm de puterea lui Dumnezeu, care te-a întărit și cu laude îți cântăm. Bucură-te că lui Hristos te-ai dăruit, bucură-te că harul lui te-a întărit. Bucură-te că stăpânitorului nu te-ai supus, bucură-te că Domnului jertfă te-ai adus, bucură-te că banatul ți-a dat adăpostire, bucură-te cu oprea miclăuși în mărturisire, bucură-te că suferit ai pentru neamul tău, bucură-te că Domnul te-a păzit de rău, bucură-te că în necazuri ai fost ca o stâncă, bucură-te că credința ți-a fost vie, adâncă, bucură-te că nădejdea ți-a fost ancoră tare, bucură-te că iubirea ți-a fost desfătare, bucură-te, părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei. Epitahil sfințit, ai socotit lanțurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, mucenicule Moise, văzând ei mărturisirea pentru Hristos și lumina feței tale, au amuțit că nu știau să cânte lui Dumnezeu, Aliluia! Asemănatul tău cu Hristos, părinte Ioan, căci părâșii tăi au venit la tine ca la un tâlhar
iar nu ca la un preot nevinovat, deși vesteai credința cea adevărată la lumina zilei de la altarul cel sfințit al bisericii. De aceea, văzând noi prigoana ta și a familiei tale, te lăudăm zicând: Bucură-te că pe Moise preotul l-ai cercetat! Bucură-te că împreună Hristov ați semănat! Bucură-te că prin Duhul ați fost netemători! Bucură-te că mustratați pe asupritori! Bucură-te, Ioane, preot neînfricat! Bucură-te că în suflet credința ai păstrat! Bucură-te că avut ai sfârșit fericit! Bucură-te că în ceruri Domnul te-a primit! Bucură-te că în slavă sfinții te cinstesc! Bucură-te că îngerii ție îți vorbesc! Bucură-te că țara îți face cinstiri! Bucură-te că te numeri cu sfinții martiri! Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioane, înlănțuit în temnița cea întunecată a cetății Sibiului, venita bătrânul tău tată Ioan la mai mari cetății pentru a mijloci eliberarea ta, dar aceștia au nesocotit glasul cererii lui. Dar Hristos a fost pururea cu tine, întărindu-te, căci îi cântai neîncetat, Aleluia! Despărțitu-te-au oamenii curții imperiale de lumina soarelui, aruncându-te în temniță întunecoasă, mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina lui Hristos, cel care, încălzind și luminând inima ta și a noastră, ne îndeamnă a-ți cânta. Bucură-te, luptător pentru ortodoxie! Bucură-te că gustat ai din apa cea vie! Bucură-te, stâncă din Carpați tăiată! Bucură-te, minte de Hristos luminată! Bucură-te, lacrimă pe față prelinsă! Bucură-te, torță veșnic aprinsă! Bucură-te că în lupte la cer ai privit! Bucură-te că viclenia ai batjocorit! Bucură-te că Domnul te-a încurajat! Bucură-te, mucenice, cinstit și curat! Bucură-te, reazem și stâlp de întărire! Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire! Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei! Ne bucurăm, Sfinte Mucenice Ioan, că haina cea strălucitoare a pătimirii tale a biruit înșelăciunea întunericului. De aceea, minunându-ne de răbdarea ta, ne înveșmântăm și noi cu armele Duhului, ca să luptăm împotriva patimilor și a vrăjmășiilor acestei lumi, cântând lui Dumnezeu Aliluia. Masă sfântă s-a arătat piatra cea rece a temniței în care ai fost închis, Părinte Ioan, căci înarmat fiind de Hristos cu nepătimirea, ți-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simți asprimea frigului și bezna adâncurilor. Simțirea inimii fiindu-ți încălzită de Duhul Sfânt și cu ochii minții luminați de lumina lui Hristos, ai biruit toate uneltirile lui Veliar. Pentru aceea, acum și noi, păcătoșii, ridicăm ochii la cer și cu îndrăzneală te lăudăm. Bucură-te, ostaș mult pătimitor! Bucură-te al Ortodoxiei Sfânt Apărător! Bucură-te, strajă și ancoră tare! Bucură-te, podoabă în sfinte altare! Bucură-te, alinător de suflete îndoite! Bucură-te, preot rugător fierbinte! Bucură-te, toiag ce sprijine neputința! Bucură-te, doctor ce vindeci suferința! Bucură-te, pace în lume revărsată! Bucură-te, voce de îngeri ascultată! Bucură-te, liră dulce și suavă! Bucură-te că Domnul te-a primit în slavă! Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei! Purtat de soldații împărăției, ca altădată Sfântul Apostol Pavel, ai fost aruncat mai întâi între zidurile cetății Deva, Părinte Ioane, iar mai apoi, socotind că ești prea aproape de turma ta cea cuvântătoare, alungat-o te-au în pământ străin. Dar înstrăinarea de pământul străbun nu te-a depărtat de dragostea lui Hristos, cântându-i neîncetat, Aliluia!
Strălucit au faptele tale și în pământ străin, părinte Moise, căci rugându-te pururea lui Dumnezeu pentru fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toți cei ce sufereau pentru dreapta credință în țara ta. Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinței inima ta, iar noi îți aducem aceste cântări de laudă zicând: Bucură-te, comoară de înger cinstită! Bucură-te, jerfă de Domnul primită! Bucură-te, aur întopitoare lămurit! Bucură-te, smirnă cu parfum plăcut! Bucură-te, rază ca semnul biruinței! Bucură-te, rouă pe florile credinței! Bucură-te, mână de daruri dătătoare! Bucură-te, hrană îndestulătoare! Bucură-te, vașnic și bun mărturisitor! Bucură-te, cărbune și foc arzător! Bucură-te, candelă veșnic aprinsă! Bucură-te că în ceruri ți-e ușa deschisă! Bucură-te, părinte, Moise măcinic, mărturisitor al ortodoxiei! Văzând noi astăzi, părinte Moise, cum pietrele temnițelor măcinat au grâu românesc, adică trupul tău plin de har dumnezeiesc, ne întărim duhovnicește și îndrăznim a cânta lui Dumnezeu împreună cu tine. Aliluia! Desfătatu te-ai pe calea lui Hristos Ioane, mucenice, de aceea nimic nu ți s-a părut prea greu pentru el, nici temnița, nici umilințele la care ai fost supus, de aceea văzând tăria ta cântăm. Bucură-te, a brașovenilor sfântă podoabă, bucură-te că venit au grabnic să te vadă, bucură-te că pătimirea-ți nu o vor uita, bucură-te că de-a pururi cinste îți vor da, bucură-te că liniște în suflet ei ți-au pus, bucură-te că spinii suferinței ți-au smuls, bucură-te că moartea primită ai cu plăcere, bucură-te că aceasta ți-a fost spre înviere, bucură-te suflet de înger cinstit, bucură-te că Domnul în cer te-a primit, bucură-te că ardealul te are putere, bucură-te că țara prin tine nu piere, bucură-te, părinte Ioan, mărturisitor al ortodoxiei. Îndulcit-o te-ai cu dorul de Hristos și de țară, părinte Ioane, și te-ai împărtășit de dumnezeiasca lui dragoste, care împreună cu tine era întemnițat. Haină de nuntă, țesutu ți-ai din răbdarea chinurilor, iar noi, văzând smerenia ta și neînduplecata ta nădejde, Domnului cântăm, Aliluia! Fiind întărit de trupul și sângele lui Hristos din dumnezeiasca liturghie, nu te-ai lepădat de el atunci când slujitorii crăiești ți-au făgăduit daruri alese. De aceea, văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de vânzare, îți cântăm într-un cuget unele ca acestea. Bucură-te, părinte închis pentru credință! Bucură-te că trecut ai prin multă suferință! Bucură-te, preot de înger slujit! Bucură-te, sfinte de Domnul iubit! Bucură-te, rază din soare aprinsă! Bucură-te, stea de-a pururi nestinsă! Bucură-te, hrană de Domnul gătită! Bucură-te, pâine de Duhul dospită! Bucură-te, apă din apa cea vie! Bucură-te, cale către veșnicie! Bucură-te, armă ce apără glia! Bucură-te, strajă pentru România! Bucură-te, părinte Moise măcinic, mărturisitor al ortodoxiei! Tot neamul creștinesc, părinte Moise, pomenește suferințele tale pentru dreapta credință. Poporul drept măritor te cinstește pentru că tu ai reînviat în sufletul confraților tăi dragostea de țară și de credința strămoșească cântând Aliluia. Lacrimile de rugăciune ale fraților tăi din Ardeal primește-le ca pe niște mărgăritare de mult preț. Fii, prea bunule părinte, mijlocitor și rugător către milostivul Dumnezeu pentru cei ce cu evlavie cântă. Bucură-te, frate, cu cei osândiți, bucură-te, prieten, cu cei orosiți, bucură-te, tată, pentru sărmani, bucură-te, mamă, pentru orfani, bucură-te, leagăn, pentru copii, bucură-te, viață, pentru cei vii, bucură-te, casă, pentru străini, bucură-te, țară, pentru români, bucură-te, sfeșnic, cu lină, lumină,
Bucură-te, masă pururea plină, bucură-te, sprijin pentru popor, bucură-te, mare mijlocitor, bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei. Cât de dulci pentru tine au fost cuvintele dumnezeiești, intră în bucuria Domnului tău, pe care le-ai auzit de la Hristos Dumnezeu, vrenicule de pomenire, mucenice Ioan, pentru aceea, împreună cu sfinții mucenici, cânți, Aliluia! Zid de întărire și turn de credință te arăți evlavioșilor ortodoxi, căci Hristos, primindu-te în cămările cerești, te-a încununat mucenic și te-a așezat în ceata sfinților martiri, Părinte Moise. Pentru aceasta ne bucurăm de harul pe care l-ai primit în ceruri și te lăudăm. Bucură-te, floare sădită în rai, bucură-te, sfinte primit cu alai, bucură-te, omule al lui Dumnezeu, bucură-te, slavă pentru neamul tău, bucură-te, cinste pentru brașoveni, bucură-te, bucurie pentru ardeleni, bucură-te, tărie pentru biserici, bucură-te, icoana sfințiților clerici, bucură-te, chivot de har păstrător, bucură-te, parfumul plăcut mirositor, bucură-te, viețuitor în cele cerești, bucură-te că veșnic pe Domnul privești, bucură-te, Părinte Moise măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei. Făclia aprinsă ești în sălașele cerești, Părinte Moise, întru tot fericite, luminează calea noastră a celor rămași în iureșul ispitelor și al necazurilor vieții, ca să putem cânta după cuviință împreună cu tine, lui Dumnezeu, Aliluia! În ceruri vezi de-a pururi fața lui Hristos, pe care l-ai slujit cu credință până la sânge, Părinte Ioan. Nu înceta a te ruga pentru noi, ca să putem răbda asemenea ție primejdiile și necazurile vieții, că astfel să-ți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, viață înnoită prin cruce, bucură-te, cântec ce liniște aduce, bucură-te, ură schimbată în iubire, bucură-te, luptă spre nepătimire, bucură-te, frunte cu spini încoronată, bucură-te, minte de Duhul udată, bucură-te că Domnul în cer te-a adus, bucură-te că îngeri cu nună ți-au pus, bucură-te, sfinte primit între sfinți, bucură-te că ești avă între părinți, bucură-te, steaua ce arăți soarele, bucură-te, armă ce sfarmă zăvoarele, bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei. Comoară de mult preț și rugător fierbinte te are biserica, Părinte Ioan, mucenicul lui Hristos, pe tine care strălucești în lumina cea neapropiată și vezi fața cea negrăită a preasfintei trăimi, te rugăm, ajută-ne să dobândim pacea inimii și liniștea sufletelor noastre, ca să putem cânta împreună cu tine, lui Dumnezeu, Aliluia! Pe cel ce este podoaba mucenicilor și mare folositor credincioșilor, adunându-ne, o iubitorilor de prăznuire, să încununăm cu cântări de laude pe mucenicul Moise zicând, bucură-te, Părinte de Domnul cinstit, bucură-te, Înger de Înger dorit, bucură-te, Sfinte cu har curgător, bucură-te, Mană pentru popor, bucură-te, Suflet de Duhul Sfânt plin, bucură-te, floare sub cerul senin, bucură-te, piatră din stânca Hristos, bucură-te, liră cu viers prea frumos, bucură-te, izvor cu apă cristalină, bucură-te, făclie cu lină lumină, bucură-te că la Domnul pururi mijlocești, bucură-te că din ceruri veșnic ne privești, bucură-te, Părinte Moise măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei. O, prea lăudaților mucenici, Ioan și Moise, preoți și apărători ai dreptei credințe și propovăduitorii adevărului, primiți aceste rugăciuni și fiți mijlocitori către prea milostivul Dumnezeu. Ajutați-ne cu rugăciunile voastre să biruim uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și să ne învrednicim a ajunge la cunoașterea adevărului descoperit în noi și în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat împreună cu voi cântarea îngerească, Aliluia! O, prea lăudaților mucenici Ioan și Moise,
preoți și apărători ai dreptei credințe și propovăduitorii adevărului, primiți aceste rugăciuni și fiți mijlocitori către preamilostivul Dumnezeu. Ajutați-ne cu rugăciunile voastre să biruim uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și să ne învrednicim a ajunge la cunoașterea adevărului descoperit în noi și în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat împreună cu voi cântarea îngerească. Aliluia! O, prealăudaților mucenici Ioan și Moise, preoți și apărători ai dreptei credințe și propovăduitorii adevărului, primiți aceste rugăciuni și fiți mijlocitori către preamilostivul Dumnezeu, ajutați-ne cu rugăciunile voastre să biruim uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și să ne învrednicim a ajunge la cunoașterea adevărului descoperit în noi și în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat împreună cu voi cântarea îngerească. Aliluia! Apa cea vie a jerfelniciei ne-a izvorât nouă în pământul românesc al Transilvaniei prin pătimirea părintelui Ioan cel din Galeș, căci acesta crucea pe umeri luând și pe Hristos mărturisind a primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a muceniciei. Pentru aceasta veniți toți iubitorii de Hristos să încununăm cu laude și cântări duhovnicești pătimirea mucenicului Ioan zicând: Bucură-te vlăstar răsădit în Ardeal, bucură-te vrednic slujitor la altar, bucură-te preot de tânăr sfințit, bucură-te mare păstor neplătit, bucură-te sfeșnic cu lină lumină, bucură-te tânăr cu minte senină, bucură-te luceafăr și blândul păstor, bucură-te casă pentru întregul popor, bucură-te scut al dreptei credințe, bucură-te preot cu sfântă voință, bucură-te veste bună pentru satul tău, bucură-te că turma ferită ai de rău, bucură-te, părinte Ioan, mărturisitor al ortodoxiei. Fericiți și fără de prihană v-ați arătat credincioșilor părinți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic, căci viețuind în credința cea adevărată, ați primit chemarea cea sfântă a preoției și v-ați îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugați-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm zicând: Bucurați-vă, sfinților părinți Ioan și Moise, mărturisitori ai ortodoxiei!